Salut! Suntem la Matca Văianu și vrem să vă prezentăm stratul nostru de morcovi din răsad. Înființat, de fapt, plantat răsadul la 1 iulie și ținut cam o lună de zile în faza de răsad, varianta multisowing, adică mai multe semințe în aceeași alveolă, ținută destul de mult în faza de răsad, l-am pus în pământ la 1 august. Ceea ce își cam arată efectele întârzierea asta, că rădăcinile sunt destul de curbate și neregulate. Haideți să vedem cât de mare s-a făcut. Cum v-am zis, sunt mai mulți în funcție de cum au germinat semințele, sunt câte 2, 3, 4, chiar 5 în același cuib. Îi vedeți? Asta înseamnă că i-am întârziat cu plantatul și rădăcinile s-au format destul de strâmbe în alveolă, apoi au continuat să se îngroașe în pământ. Haideți să mai scoatem. Ia uitați aici, aici sunt deja chiar mai sunt 4, da, destul de frumoși, ținând cont că au 4 luni în pământ. Și aici avem 2, haideți să vedem cât de mari s-au făcut ăștia 2. V-am zis, se pare că i-a mâncat ceva. Avem ceva rozătoare care ne tot mănâncă rădăcinile. O să încercăm și la anul cu aceeași metodă, doar că o să încercăm să nu le mai ținem așa mult în faza de răsad. La 2 săptămâni după ce plantăm răsadul, îl și mutăm. Și avem și tot așa făcut păstârnac, pentru că am avut o sămânță de păstârnac care a germinat undeva la 10% și în primăvară a fost un eșec total și apoi restul de semințe ce au mai rămas le-am făcut răsad și ce a ieșit l-am pus în pământ. Foarte, foarte puțin a ieșit, dar să-l vedem și pe el din faza de răsad. Am zis, la fel, se vede faptul că rădăcina a fost îngrămădită în alveolă și apoi a continuat să crească destul de neregulat. Haideți să mai scoatem unul. La fel, puși la 1 iulie, plantați la 1 august afară. Sezon scurt pentru ei, să zic așa. Ia, uitați, aici unul pare mai promițător. Destul de ok. Plantați în primăvară ar fi ajuns mult mai mari. Dar pentru jumătatea de sezon, eu zic că e destul de ok. Și încercând pe viitor să ținem răsadul cât mai puțin în răsadniță, mă aștept să avem niște rădăcini destul de drepte. Vă mulțumesc!